Hai, Luluță, cu mama, haide, haide, na. Thank you.
Bună seara, stimați oaspeți! Bună seara, dragi invitați! Bună seara, dragi iubitori de folclor! Bună seara, Iederă! Bună seara! Bună seara încă o dată și bine ați venit la cea mai frumoasă sărbătoare a folclorului! Haideți încă o dată să-i aplaudăm pe acești frumoși copii, pe acești îngerași care s-au îndrăgostit de folclorul nostru! Un spectacol de suflet se anunță a fi în această seară, în sala mare a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, care găzduiește astăzi o frumoasă aniversare, aniversarea a 30 de ani de la înființarea studioului folcloric Iedera. Acest colectiv frumos au cântat atât de mult, încât au umplut lumea și cerurile cu cântecul lor. Studioul folcloric Iedera, de 30 de ani încoace, este fărâmă din sufletul frumoaselor surori Osoiano. Este o capelă folclorică care încadrează și promovează opera folclorică autentică, care odrăslește copilul, ideile. Studioul folcloric Iedera vă invită să vedeți, așa cum ați văzut și la început, cum transmite 30 de ani încoace dragostea lor pentru acest pământ frumos, dragostea pentru cântecul transmis din tată în fiu, din mamă în fiică. Vă invită să retrăiți reîntoarcerea în timp, în egală măsură la origini, prin intermediul cântecului folcloric pe care îl promovează cu atât de mult suflet. Este o academie de folclor a copiilor, așa cum îi numea folcloristul și un prieten de suflet al studioului folcloric Iedera, domnul Andrei Tamazlăcaru, care astăzi iată că împlinesc 30 de anișori, 30 de ani. Acum 30 de ani s-a născut cea mai frumoasă școală de folclor din țară. În anul 1884, doamna Iulia Osoianu punea mari speranțe în crearea acestui studio. 1987 este anul când doamna Elena Osoianu vine să-și dedice următorii ani copiilor și înfloririi Iederei. Între timp, chemate de marele cântec, vin celelalte surori, Valentina, Romela și Maria. Astfel că din anul 2000, fiți foarte atenți, astfel că din anul 2000, toate surorile Osoianu odrăslesc studioul folcloric pe care îl știți cu toții cum se numește, Iedera. Iată așa, și dacă săpăm mai în adâncuri, Ianoș, 1980 e anul dezghețului, cum l-a numit regretatul poet Grigore Vieru, când Tălâncuța, ansamblul folcloric în care și-au avut debutul surorile Osoianu, își consemnează prezența pe scena autohtonă cu colindul Florile d'Albe. De acolo pornește povestea, de la cinci surori cu voci gemene, de la Tălâncuța lui Andrei Tamazlăcaru, care a deschis drumuri folclorice pe tot întinsul țării. Astăzi veți cunoaște mai multe generații, grupuri de copii care și-au altoit dragostea față de cântecul strămoșesc, față de datinele străbune. Iar primul grup de copii pe care avem marea plăcere să invităm în fața dumneavoastră sunt cei care au fost educați de doamna Valentina și Romela Osoianu. Sunt un grup care se bucură de succese, care au adus mulți lauri acestui studio. Haideți să-i întâmpinăm și să-i aplaudăm! Nu în zadar și-au câștigat numele de grupul de performanță al studioului. Vă lăsăm în companie acestor frumoase domnișoare. Am să te rog un piculeț, Elena, să mai ai un piculeț de răbdare, fiindcă vreau să vă prezint și grupul de acompaniament, cei care pe parcursul acestor 30 de ani întotdeauna au fost alături și împreună au fost și la bine și la greu și împreună au cântat și la veselie și la dor. Doamnelor și domnilor, așa cum spunea Andrei Tamazlăcarul, cântărețul și cobzarul, Marin Ganciu! Frații Gheorghe și Alexandru Donost, la nai și vioară. Și la cobză, Dorin Belous. Așadar, să înceapă frumoasa poveste a studioului folcloric Iedera.
Thank you.
puișor de toate. Din creștie măi, eu nu te-am văzut de ei măi. Inimea mi-arde ca vara, ca piatra la soare vara, o foc. Piatra mi-a văzut picior, inimea mi-a de dor măi. Piatra mi-a văzut picior, inimea mi-a de dor măi. Mândruță însă voi măi, să ne iubim amândoi măi. Numai codru să ne vadă cât îmi ești mândru de dragă, oho. Numai codru și lumea, dragă mea să vadă mie. Codru și voia la leasă, să facem muncă frumoasă. Doamnelor și domnilor, aplauze încă o dată pentru aceste frumoase bijuterii ale folclorului nostru. Grupa de performanță al studioului folcloric Iedera, conducători artistici Valentina și Romela Osoianu. Aplauze! Nu degeaba marele și bunul compozitor român George Enescu spunea că folclorul nostru nu numai că este sublim, dar te face să înțelegi totul. E mai savant decât toată muzica, așa zisă, savantă. Folclorul e mai melodic decât orice melodie. Poate fi duios, ironic, vesel și drag. Aceste frumoase doamne care conduc acest studio încearcă de fiecare dată să educe în copii dragostea față de cântec, astfel să aibă și ei un suflet mare și o inimă mare și să se mândrească că s-au născut aici, pe acest frumos pământ. În fața dumneavoastră vine acum grupa medie a studioului folcloric Iedera, conducător artistic Romela Osoianu. Aplauzele dumneavoastră!
tocmai au evoluat pentru dumneavoastră grupa media a studioului folcloric Iedera, conduși de doamna Romela Osoianu. Dragi spectatori, oaspeți, iubitori de folclor, trebuie să știți că studioul folcloric Iedera numără peste 130 de copii care se vor perinda în această seară pe scenă. Iar acum vă invit să-i cunoașteți pe cei mai mici copii ai studioului, conduși de doamna Elena Osoianu în lumea fascinantă a folclorului. Vă dați seama că la această vârstă evoluarea copiilor în spiritul tradițiilor, al folclorului, al dragostei față de plaiul natal, pe această scenă este foarte importantă și aplauzele voastre, marea de aplauze, sunt importante pentru ei. Le urăm succes, grupa mică a studioului, conduși de doamna Elena Osoianu. Bye.
Aplauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru acești frumoși prichindei! Aplauze și mai mari! Ei sunt viitorul nostru și ne bucurăm că știu tradițiile, știu cântul nostru. Aplauze pentru Cupa Mică și Elena Osoianu! Deși sunt mici, cunosc foarte multe lucruri frumoase despre pământul nostru, despre cântecul nostru. Și ei vor fi cei care vor transmite la rândul lor, copiilor lor, cântecele și datinile noastre. Se spune că de la răsăritul soarelui, de când a răsărit soarele, cântecul nostru întotdeauna a fost însoțit de fluier. Nu degeaba în balada Miorița avem un fragment aparte, în special pentru acest instrument. Se spune fluieraș de fac, mult zice cu drag, fluieraș de os, mult zice duios, fluieraș de soc, mult zice cu foc. Fluierașul însoțea oamenii în toate împrejurimile. Le era prieten și la bucurie și la necaz. Vedeți în fața dumneavoastră acum două colective care s-au unit astăzi într-un singur colectiv ca să cânte împreună pentru dumneavoastră. Ansamblul de fluierari, conducători artistici, Vasile Ichisceli și Gheorghe Donos. Aplauzele dumneavoastră!
cei mai bravi fluierari, care au format astăzi un singur ansamblu sub conducerea domnului Vasile Exceli și Gheorghe Donos. Ne mulțumim tare mult, ansamblul de fluierare au cântat pentru dumneavoastră. Vă amintim că anul 1984 este anul când doamna Iulia Osoianu punea mari speranțe în crearea acestui studio. Astăzi, speranțele pe care le-a pus se confirmă într-un fel prin generațiile de copii care evoluează în scenă, care sunt molipsiți de folclor, care sunt cuceriți de această lume fascinantă a tradițiilor, a folclorului. Doamna Iulia Osoianu astăzi are o sarcină deloc ușoară, a ales să lucreze cu cei mai mici copii ai acestui studio. Este vorba de copiii de vârstă preșcolară, care de la această vârstă fragedă își educă dragostea pentru tradiție, pentru frumos și cum altfel dacă nu prin intermediul jocului reușește să-i cucerească, reușește să le fie prietenă. Vreau să întâmpinați cu aplauze pe cei mai mici pentru că au nevoie de încurajare, pentru că evoluarea lor pe o asemenea scenă în această seară este importantă. Și pentru că asta contribuie la formarea lor, la viitoarele personalități pe care le creștem. Ce facem, copii? Ne jucăm! Prin intermediul jocului. Iată cheia. Stop, băieți! Hai să pregătim terenul de joacă! Iată-i și pe cei mai mici, grupa pregătitoare a studioului folcloric Iedera, conduși de doamna Iulia Osoianu. Yeah.
Aplauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor! Uite așa, uite așa se jucau copiii pe timpuri. Astăzi noi, însă, în această lume pe care o avem noi, rămâne decât să-i admirăm și să ne învățăm și noi cum trebuie să ne jucăm. Aplauze încă o dată pentru această frumoasă comoară! Evident și pentru conducătoarea artistică, doamna Iulia Osoianu. Dragii noștri, acești copii sunt cei care sunt învățați corect să-și iubească patria, să-și iubească meleagurile. Aceste bune mame, aș putea spune eu, sunt cele care îi învață să știe ce înseamnă să te trezești de dimineață și să spui că ești bucuros că te-ai născut aici. Și împreună cu acești copii încearcă să vă aducă dumneavoastră. Dumneavoastră, dragi spectatori, dragostea față de cântecul nostru. Și mă bucur foarte mult că astăzi sunt foarte mulți copii care încearcă să demonstreze că dragostea față de această frumoasă patrie este întotdeauna în creștere. Doamnelor și domnilor, aplauze încă o dată pentru grupa medie acestui studio folcloric, conducător artistic Valentina Osoianu. Good.